Marcul la capitolul 6, de la versetul 30, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și apostolii s-au adunat la Iisus și Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Și el le-a zis: veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau timp nici să mănânce. Și s-au dus cu corabia ei singuri într-un loc pustiu. Și mulțimile i-au văzut plecând și mulți l-au recunoscut. Și din toate cetățile au alergat acolo pe jos și au ajuns înaintea lor și au venit împreună la el. Și Iisus, când a ieșit din corabie, a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi fără păstor, și a început să-i învețe multe lucruri. Și pentru că ora era înaintată, ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: locul este pustiu și ora este deja înaintată. Dă-le drumul să plece prin cătunele și satele din jur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dar el a răspuns și le-a zis: dați-le voi să mănânce. Acum să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și hai să ne uităm la lecția de astăzi, care am intitulat-o Învățătorul Practic. În luna aceasta învățăm despre Domnul Iisus Hristos ca și învățător. Suntem în Evanghelia după Marcu. El este învățătorul desăvârșit și, știți, învățătura înseamnă multă teorie, mult studiu. Așa zicea și fratele Ghiță, că lui nu-i place să tocească, dar slavă Domnului că Domnul Iisus Hristos nu vrea numai să tocim, așa cum este uneori la școală, cel puțin cum a fost când am fost eu la școală și eu uram lucrul acesta, dar le-am spus tuturor, după ce am fost mântuit și am ajuns la Institutul Biblic și am ajuns la școala biblică, am învățat, am rupt pământul, am rupt cărțile și am zis: nu, eu nu mă recunosc, dacă eu atât am fost de puturos și atât nu mi-am plăcut școala și cum se face așa ceva? Este cu totul și cu totul o altă învățătură. Domnul Iisus Hristos are o învățătură care se aplică în practică și care ne schimbă viața. Și dacă nu suntem atenți și doar venim aici duminică de duminică, deschidem Biblia și numai teorie și viața noastră rămâne la fel, aia nu este învățătura Domnului Iisus Hristos. Învățătura Domnului Iisus Hristos este o învățătură practică, care are efect în viața noastră, are efect în relațiile noastre cu ceilalți oameni, are efect în familia noastră și se face o schimbare. Aceasta este învățătura Domnului Iisus Hristos. Nu este doar teorie. Trebuie să încep și acolo, da? Și din cauza legii nu ne place teoria, nu ne place să tocim, nu ne place să memorăm, nu ne place să păstrăm. Dar dacă doar aia ar fi, eu n-aș fi putut să fac nimic. Pentru că așa a fost toată școala mea, tot am încercat să chiulesc, pentru că era tot toceală și nu vedeam niciun rost, numai ca să se laude părinții unii cu altul, că al meu lua coroniță, al meu e mai bun, al meu s-a dus la olimpiadă. Dar când am intrat în școala Domnului, lucrurile s-au schimbat. Și am văzut că acea învățătură și acele versete pe care le memorez au efect în familia mea, au efect în viața mea, au efect când mă duc la slujbă, au efect când sunt bolnav, au efect când n-am ce să mănânc și nu știu de unde să iau bani pentru una viitoare. Am văzut că acea învățătură este o învățătură vie, care are efect în viața mea. Haideți așadar să ne uităm la acest aspect. Domnul Iisus, învățătorul practic. Ce folos avem să tot învățăm și iar să învățăm, dacă nu folosim în practică niciodată ceea ce am învățat? De multe ori au fost aici copii care au memorat versete după versete, noi memorăm, repetăm. Ce folos au toate aceste repetiții și toată această învățătură dacă nu ne ajută în viața noastră atunci când trebuie să ne găsim o slujbă sau ne pierdem slujba, atunci când suntem bolnavi, atunci când suntem nefericiți, atunci când ne certăm cu vecinii noștri sau chiar cu cei din familia noastră și nu știm cum să rezolvăm problema, acolo trebuie să ne ajute aceste învățături. Și pentru asta sunt făcute, să ne ajute acolo. Altfel, n-au niciun folos. Scopul învățăturii nu este doar să arătăm altora ce știm și să obținem tot felul de premii sau de diplome, dar scopul învățăturii biblice este să aplicăm în viața noastră practică ceea ce am învățat. În Cartea Proverbelor, în Vechiul Testament, așa este definită înțelepciunea. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu este definită ca fiind o grămadă de cunoștințe sau să-ți meargă mintea repede, ci înțelepciunea lui Dumnezeu este ca ceea ce știi, să știi când și cum să aplici în viața ta,
să-și găsească o aplicabilitate în viața ta. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 7, Apostolul Pavel menționează despre niște oameni care, spune el, citez, totdeauna învață și nu pot ajunge niciodată la cunoașterea adevărului. Tot învață și ei tot nu sunt pe calea cea dreaptă, pe calea adevărului. Tot nu urmează așa cum trebuie pe Domnul Iisus și nu se vede asta în viața lor. Atunci n-are niciun rost toată învățătura lor. Domnul Iisus i-a chemat pe ucenicii săi ca să-i facă, citesc, pescar de oameni, zice Domnul Iisus. Chiar am citit, noi suntem în Evanghelia după Marcu, și la începutul Evangheliei după Marcu, în capitolul 1, versetul 17, Domnul Iisus zice, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și din cauza aceasta, lecțiile pe care Domnul Iisus le-a dat ucenicilor săi a fost despre viața oamenilor. A fost printre oameni. Lecțiile Domnului Iisus Hristos n-au fost doar în laborator, în sala de clasă, pe tablă, cu material, ci au fost între oameni, printre mulțimi, pentru că El a vrut să învețe să fie pescari de oameni. Tot în capitolul 1 din Evanghelia după Marcu, capitolul 1 și versetul 38, El le-a zis, hai să mergem în altă parte, prin târgurile și satele învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Dacă ar fi să rezumăm la o singură învățătură ceea ce a vrut să transmită Domnul Iisus Hristos, învățătura fundamentală pe care El a dat-o ucenicilor săi a fost aceasta. Că El este Mesia. Că El este Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Cel pe care Dumnezeu îl promisese că trebuia să vină și să salveze lumea aceasta de păcat. Lumea aceasta este înrobită de păcat. De multe ori omul ar vrea să scape de patima fumatului, de patima băuturii, de patima curviei, de patima mâniei, de patima lăcomiei și câte și mai câte patimi nu mai sunt, de patima bârfei, de patima... Și omul ar vrea să scape, dar nu poate, este înrobit. Și Domnul Iisus Hristos a venit cu acest mesaj. Și în final, rezultatul acestor patimi și păcate ne duce la moarte. Și omul nu poate să scape de moarte. Și Domnul Iisus a venit cu acest mesaj și a spus, eu sunt Mesia, trimisul lui Dumnezeu, salvatorul lumii, cel care a venit să vă eliberez de viața aceasta păcătoasă și de moarte. Cel care a venit să vă dau putere să biruiți păcatul, să nu mai fiți robiți de patim și păcat. Să trăiți frumos ca în timpul zilei și să ajungeți în împărăția Tatălui, în împărăția Cerului. Aceasta a fost învățătura fundamentală a Domnului Iisus Hristos. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, așa s-a prezentat El de la început ucenicilor săi. Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și versetul 41. Ei așa l-au cunoscut. Aici avem cei din tâi ucenici și spune că unul dintre ei era Andrei, fratele lui Simon Petru. Și versetul 41 din Ioan 1 zice, mai întâi el l-a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tradus înseamnă Hristos. Și versetul 45, Filip a găsit pe Natanael apoi și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și profeți, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. El este acela care a venit să ne elibereze de viața aceasta coruptă și de slăbiciunile vieții acesteia și de moarte. Aceasta a fost învățătura fundamentală pe care a promovat-o, a proclamat-o, a predicat-o Domnul Iisus Hristos. Mesajul său. Și după ce ei au crezut, acești din tâi ucenici, după ce ei au crezut, l-au urmat. Au rămas cu el. Rabii au spus, unde locuiești? Veniți să vedeți. Și s-au dus, au văzut și în ziua aceea au rămas cu el. Nu doar că în ziua aceea au rămas cu el, din ziua aceea au rămas cu el. Ce-or fi făcut ei înainte? Cu casele lor, cu familiile lor, nu s-au mai întors la slujbele lor. Din ziua aceea au rămas cu el. Și el i-a învățat apoi. Ei au crezut, au rămas cu el. Și apoi el i-a învățat cum să ducă acest mesaj și la alții
pentru ca și alții să audă și să creadă și să vină la El și să fie salvați. Ucenicii nu-i chemau pe oameni la ei. Ucenicii n-au putere, biserica n-are putere, noi nu avem putere. Preoții, pastorii nu au putere, nu noi iertăm păcatele, nu noi iertăm, îi eliberăm pe oameni de patim. Ci Iisus are putere. El schimbă viața, El dă viață veșnică, El dă putere peste păcat. Și noi trebuie să-i chemăm pe oameni la Iisus. Trebuie să-i conducem pe oameni la Iisus. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, va fi izbăvit, va fi salvat. Nu alt nume, ci numele Domnului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, nu într-o religie, nu într-un cult, nu într-o biserică, nu într-un om, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară. Nu noi, ucenicii lui Iisus, avem această putere să-i salvăm pe oameni sau să le schimbăm viețile, să eliberăm de patim și păcate. De multe ori biserica greșește și oamenii greșesc, crezând că dacă îi cheamă pe oameni la biserică, la pocăiți și se pun să se botează și după aia de rușine îi fac pe oameni să se lase de fumat, să se lase de băutură, să nu mai curvească. Pentru că e rușine, ești pocăit acum, trebuie să te abții. Asta nu este eliberarea pe care o dă Iisus. Și nu putem da noi și nu trebuie de rușine oamenii să facă să se abțină. Pentru că ce fac când sunt ei singuri, numai ei știu. Și Dumnezeu. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus, are puterea să le ia aceste patimi, să elibereze cu adevărat. Amin. Nu să se forțeze pentru că sunt pocăiți și rușine, că îi vede oameni, că îi văd oameni. Nu aceasta este eliberarea pe care o dă Iisus. Domnul Iisus m-a eliberat pe mine de patima fumatului. A fost prima patimă pe care El m-a eliberat. Nu a trebuit să mă mai abțin. M-a eliberat de patima vorbelor murdare. Nu a trebuit să mă mai abțin. Când am mers cu foștii mei prieteni și ne-am jucat vorba și alte lucruri, ei se uitau la mine. Credeau de mine. Asta e pocăit acum, nu mai are voie să înjure. Și eu mi-am dat seama că este ceva diferit, dar ei nu credeau că eu nu mă abțin deloc. Pur și simplu nu mai vin vorbele acelea. Aceasta este eliberarea pe care o dă Iisus. Nu trebuie să te abții sau să faci de rușinea oamenilor. Dar pentru asta trebuie să vii la Iisus, nu la o biserică, nu la niște oameni, nu la un cult, nu la o rugăciune magică sau alte ritualuri religioase, ci trebuie să vii la Iisus și El te poate elibera de toate acestea. Și noi trebuie să avem grijă să-i chemăm pe oameni la Iisus, nu la o biserică, nu să spună o rugăciune, nu să se boteze, nu să facă niște ritualuri, ci să-L cunoască pe Iisus și El îi va elibera. Noi trebuie doar să le direcționăm privirile către El, să le spunem că El este acela, așa cum i-a spus Andrei, fratelui său Simon. Noi L-am găsit pe Iisus, El este acela despre care spuneau profeții și Moise. El a venit să ne elibereze, Salvatorul. Iisus nu este doar un învățător în teorie, dar și în practică. Învățătura Lui aplicată îți schimbă viața. Nimic nu este prea greu pentru Domnul. Sunt multe lucruri grele pentru noi. Și dacă am putea astăzi, am schimbat multe lucruri în viața noastră, numai așa, dacă am scrie pe hârtie, dacă am avea puterea, uite, aș vrea să schimb asta, aș vrea să schimb asta, aș vrea să schimb asta. Dar nu avem putere. Dar Iisus poate. Nimic nu este prea greu pentru Domnul. Nu biserica, nici ritualurile religioase nu te pot ajuta. Oamenii sunt superstițioși. Se duc, folosesc tot felul de locuri sfinte, apă sfintă, rugăciuni sfinte, obiecte sfinte, le pun în casă. Eu cred că se întâmplă ceva, o magie. Iisus nu face magie. El are putere să schimbe lucrurile. Nu trebuie să facă magie. El controlează toate lucrurile. Dar trebuie să ne încredem în El, nu în aceste ritualuri. El poate să schimbe viața, de aceea El te cheamă să vii la El. El poate să schimbe viața. Care este puterea Lui? El poate să elibereze de orice neputință fizică. El poate să vindece orice boală. În Marcu, la capitolul 1, versetul 27 și 28, spune că toți erau înmărmuriți
Așa că se întrebau între ei zicând, ce este aceasta? Ce învățătură nouă este aceasta? Căci el poruncește cu autoritate chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. El are putere asupra vieții fizice, asupra trupului nostru, asupra bolii și nu doar asupra vieții fizice, dar vedeți și asupra vieții spirituale, asupra duhurilor. Mulți oameni nu realizează, dar mai mare problemă decât problema fizică în trupul lor, că nu le funcționează stomacul sau inima sau, mă rog, îi doare coloana sau altceva, este problema duhurilor necurate, care ne stresează, ne ispitesc, ne fac să fim confuzi și să nu înțelegem, să nu avem liniște, să nu putem dormi, să fim mânioși, să ne certăm. Iisus Hristos are putere și asupra vieții fizice, și asupra duhurilor, și asupra vieții spirituale. El poruncește, Biblia ne spune, El poruncește orbilor să-și deschidă ochii. Are putere. El poruncește șchiopilor să meargă, surzilor să audă. El nu este doar un teoretician, ci El are putere cu adevărat asupra vieții fizice. În Evanghelia după Marcu, capitolul 2 și versetul 11, când a vindecat acel om paralizat, El spune, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Iisus poate să vindece orice neputință. Nu întotdeauna va face asta după cum este planul lui Dumnezeu, dar El are puterea. Când prietenii Lui l-au adus pe acest om paralizat, de aici, de care am citit în Marcu 2, l-au adus la Iisus să fie vindecat, Domnul Iisus nu l-a vindecat prima dată. L-a lăsat așa șchiop, l-a lăsat paralizat și i-a zis, păcatele sunt iertate. L-a vindecat spiritual. Dar pentru că ei nu credeau, El a făcut și această vindecare fizică. El are putere să ierte păcatele. Și această vindecare spirituală este mult mai importantă decât vindecarea fizică. Dar El are putere să facă orice vindecare fizică. Și de multe ori am auzit mărturii. Și chiar eu însumi, chiar dacă nu am avut boli grave, am simțit de multe ori cum Dumnezeu mă vindecă. Seara m-am culcat bolnav, dimineața m-am trezit, n-am mai avut nimica. Alte ori am mai ajuns și la spital, dar din nou spun, personal, nu am avut probleme grave. Dar mă aștept, încă mai este timp, da? Dar am auzit frațe, am auzit de multe ori cazuri. Nu cred că un om are putere să vindece, spune o rugăciune sau... Lucrurile acestea au trecut, au fost date apostolului în vremea lor, dar Iisus are putere încă și astăzi să vindece. Și noi trebuie să ne rugăm la El ca să fim vindecați și trebuie să ne rugăm și pentru alții să fie vindecați. El are această putere. Dacă este voia Lui să facă lucrul acesta, apostolul Pavel s-a rugat și el a spus, harul meu ți este de ajuns. Punea fratele Ghiță de dimineață sau petrișor, mai știu care, de Harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Vrem să vedem Harul lui Dumnezeu. Și m-am gândit, știi ceva? Nu putem vedea Harul lui Dumnezeu dacă ne merge bine. Că Harul lui Dumnezeu ai nevoie de El când îți merge rău. Când ești neputincios, când ești bolnav, când ești lipsit, când ești în criză. Atunci aveți puterea care te trece mai departe, deși tu crezi că acolo vei rămâne și te vei afunda pe veci. Acea putere este Harul lui Dumnezeu. Și nu putem să vedem Harul lui Dumnezeu dacă ne merge bine, nu? Dacă suntem sănătoși, dacă avem tot ce ne trebuie, dacă ne merge bine, nu vei putea vedea Harul lui Dumnezeu. De aceea și Domnul Iisus i-a zis lui Pavel, Harul meu ți este de ajuns, pentru că în slăbiciune vei vedea puterea mea. Iisus are putere. Noi nu avem, dar noi îl cunoaștem pe Cel care poate să-i libereze de orice neputință, care te înrobește, așa cum și pe mine m-a scăpat. Și trebuie să spunem asta oamenilor, să avem grijă, să nu fi păcălim, să le spunem că orice boală îți va fi vindecată și nu vei mai avea nicio problemă. Nu asta. Dar Iisus poate. S-ar putea să facă, s-ar putea să-ți arate cum să treci prin asta cu Harul Lui, dar El are putere să elibereze de orice neputință. El stăpânește și natura. Cum spunea fratele Ghiță, în fiecare an agricultorii
se dau de ceasul morții că nu mai se face nimic anul ăsta. Eu aud asta fiecare an. Și după aia trec câteva luni și totul se schimbă. Vin niște dezastre, vin niște cataclisme, toată lumea crede că este pierdută și apoi trece o perioadă și totul se schimbă. Iisus are putere asupra naturii. Dacă citim în capitolul 4 din Marcu, de la versetul 37, Marcu la capitolul 4, de la versetul 37, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. S-a stârnit o mare furtună de vânt și valurile loveau în corabie, încât corabia sta aproape să se umple. Și el dormea la cârmă pe căpătâie și ei l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și el s-a sculat și a certat vântul și a zis mării: taci, fii liniștită. Vântul a încetat și s-a făcut o liniște mare. Și el i-a zis: de ce sunteți așa fricoși? De ce nu aveți credință? Și i-a cuprins o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de îl ascultă și vântul și marea? El este stăpânul universului. Nu trebuie să ne mai temem că e ploaie, că e secetă, că e poluat aerul, că e aia, că e aia l-altă. El știe de ce avem nevoie. El poate controla orice condiții atmosferice, orice climat, orice furtună. Câteodată, El ne trimite intenționat printr-o furtună, așa cum a făcut cu ucenicii Săi în cazul acesta, ca să ne încerce credința, dar El este mereu cu noi. Nu ne abandonează. În versetul 35, în aceea zi, tot acolo în Marcu 4:35, în aceeași întâmplare, când se însera, El le-a zis să trecem de partea cealaltă. El știa că o să treacă prin acea mare furtună. Și intenționat i-a trimis să treacă prin furtună. Dar în versetul 40, El le-a zis: de ce sunteți așa fricoși? Vă sperie această furtună? Nu vedeți că Eu sunt aici cu voi? De ce sunteți așa fricoși? Atâta timp cât tu ești cu Domnul și mergi pe calea Lui, pe care planul pe care El îl are pentru viața ta, El este cu tine și orice furtună ar veni, nu trebuie să fii fricos. Dacă ești fără Domnul, așa cum era Iona, când fugea de fața Domnului, Domnul i-a zis: du-te la Ninive, dar el s-a dus la Tars. Domnul zice: du-te pe lucrarea Domnului, dar du-te să câștigi bani, sau te duci să faci nu știu ce, sau te duci să-ți faci carieră. Sau... Atunci a venit și în viața lui Iona o furtună mare. Atunci ai de ce să te temi. Culmea este că atunci oamenii nu se tem, se încăpățânează mai tare. Dar când Domnul este cu ei în barcă, merg pe calea Domnului, le spune Domnul ce se facă și apoi își pierd serviciu, nu au atâtea lucruri cât au ceilalți. Și deși Domnul este cu ei acolo, deși știu că Domnul i-a trimis pe acolo, încep să se teamă. Și sunt fricoși. Deși știu că este voia Domnului ce fac ei. De ce sunteți așa fricoși? De ce nu aveți credință? Ai încredere în El. Nu există furtuni în viața ta de care El să nu știe sau să nu le poată controla. Tu vezi de treaba ta. Mergi înainte pe calea pe care El te-a trimis și El va discuta cu furtuna. El va avea grijă de condițiile atmosferice, de furtunile din viața ta. Biblia nu este doar o carte teoretică de duminică, ci învățăturile ei te pot scăpa din orice furtună și te pot întări în luptele vieții să nu mai fii așa fricos. Dacă Biblia nu are acest efect în viața ta, atunci degeaba mergi duminica la biserică, degeaba citești Biblia. Dacă este doar o carte teoretică și nu te ajută prin furtunile vieții și ești tot fricos și nu găsești încrederea și puterea lui Iisus. Și al treilea lucru, El împlinește nevoile lumii întregi. El poate să vindece orice neputință fizică, spirituală, El poate să liniștească orice furtună și El împlinește nevoile lumii întregi. De multe ori, lumea aceasta plutește în derivă, fără să știe încotro se îndreaptă. Și ce înseamnă aceea plutește în derivă? Poate că nu ați auzit această expresie. Atunci când un vas pe mare sau, mă rog,
se scufundă și rămân într-o barcă de salvare, nu mai au nici motor care să-i ducă într-o direcție, nu mai funcționează nici sistemul cu pânze sau altceva, deci pur și simplu se lasă duși de mare, nu știu, nu pot să controleze, să o ia la stânga sau la dreapta. Unde îi duce? Asta înseamnă plutesc în derivă. Nu știu încotro se îndreaptă. Depinde de tot ce este în jurul lor, dar nu pot să-și controleze viața. Și de multe ori lumea aceasta plutește în derivă, fără să știe încotro se îndreaptă și de ce are nevoie. Se ia unul după altul. Acum e moda să mergem în Germania, merg toți în Germania. Acum e moda să facem agricultură, fac toți agricultură. Acum e moda să deschidem butic, fac toți firme, SRL-uri, deschidem butic. Eu am trecut prin asta, am văzut de multe ori lucrul acesta. Acum e moda să-ți iei haine din asta, să-ți vopsești casa roșu și vopsește toată lumea casa roșu. Asta înseamnă că lumea nu știe pe unde să meargă. Sunt în derivă. Se ia unul după altul și speră că este ceva bun. Speră că o să iasă ceva bun, pentru că cei mai mulți fac așa. Bancolo, bancoace, fără să știe ce caut. În Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 36 până la versetul 38. Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 36. Când a văzut mulțimile Iisus, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Spune, am văzut mulțimile de oameni ca niște oi risipite și necăjite, fără păstor, fără călăuză, nu știu încotro să meargă. Rugați-L pe Domnul să scoată călăuză, care să nu mai păcălească pe oameni, care să știe calea cea dreaptă și să arate oamenilor calea cea dreaptă, pentru că ei cu viața lor merg pe calea cea dreaptă. Și să nu mai fie o înșelăciune. Asta înseamnă acești lucrători care au nevoie oameni. Au nevoie de niște călăuze. Lumea are nevoie de niște călăuze adevărate, care știu calea cea bună și care sunt dispuși, sau sunt dispuse aceste călăuze, să învețe și pe alții, ca să nu mai rătăcească. Dacă ne întoarcem la Evanghelia pe care o studiem noi, Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, acolo unde am citit la început, este aceeași învățătură a Domnului Iisus Hristos din versetul 34. Marcu 6 cu 34, Iisus, când a ieșit din corabie, a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi fără păstor și a început să învețe multe lucruri. Nu știau. L-au văzut pe Iisus, atrăgea mulțimile, au trecut și ei marea după El. Doar va face vreo minune, ne va da ceva să fim fericiți. Se duceau încolo și în pace după oricine. Și nu știau ce au nevoie. Și pentru că ora era înaintată, ucenicii lui Iisus s-au apropiat de El și au zis, locul acesta este pustiu, ora este deja înaintată. Dă-le drumul să plece prin cătunele și satele din jur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dar El le-a răspuns și le-a zis, dați-le voi să mănânce. Cum adică, Doamne, ce vrei să zici? Cum am putea noi să săturăm atâtea mii de oameni? N-am citit pasajul până la sfârșit, puteți să citiți. Peste 5.000 de oameni au fost hrăniți aici, erau acolo. 5.000 spune de bărbați. Dacă noi am fi în situația ucenicilor, da, îl cunoaștem pe Domnul Iisus, da, știm, El are putere. Și dacă Domnul ne-ar fi zis nouă, ce-am fi făcut noi? Domnul are aceeași lecție pentru ucenici. Lumea aceasta este debusolată, este mințită de Satan. Să se ducă încolo, să se ducă încoace. Aici e fericire, aici e fericire, asta e hrana, aici e pâinea, de asta ai nevoie. Și lumea aleargă vesmetică, fără să știe încotro se duce. Și unde va fi fericirea și liniștea sufletească? După confort, după bani, după popularitate, după faimă, după viață ușoară. Ucenicii sunt speriați. Se simt neputincioși. E prea mult pentru noi. Nu știm ce să facem cu ei. Cum să-i ajutăm noi? Nu putem. De-abia ne putem ajuta pe noi. Dă-le drumul să plece. Sunt prea mulți pentru noi. Știți ceva curios? Am văzut și în adunarea noastră. Suntem o mână de oameni aici.
Și de mult n-am mai văzut o mulțime mare în adunarea noastră. Dar din când în când făceam câte o adunare de sărbătoare și venea o mulțime mare. Știți ce am observat? Nu toți frații și surorile se simțeau confortabil. Parcă era mai ușor când eram numai noi de noi, aia mai puțini. Nu știu cum să ne comportăm când mulțimile mari vin peste noi. Gândiți-vă la ucenici când s-au văzut cu atâția oameni acolo care așteptau ceva de la ei. Și de la Iisus, învățătorul lor. Ce-au făcut ei? Doamne, dă-le drumul să plece, gata! Lasă-i să se ducă să-și caute de mâncare. Că noi n-avem ce să le dăm. Dar Iisus zice, n-au nevoie să plece. Dați-le voi să mănânce. Sunt exact în locul unde au nevoie să fie. Au venit la Iisus. Au venit la ucenicii lui Iisus. Voi aveți ce au ei nevoie. Dați-le voi să mănânce. Noi îl avem pe Iisus. El este pâinea vieții. De ce să-i trimitem în altă parte? Iisus zice, voi aveți ce au ei nevoie. Dați-le voi să mănânce. Tot ce are lumea aceasta nevoie este Iisus. Iar noi îl avem pe Iisus. Atunci să-i învățăm pe oameni. Să-L dăm pe Iisus, să-L vadă în viața noastră, să înțeleagă cum Biblia are putere în viața noastră, să ne libereze de grijuri, să ne dea pace, să ne dea satisfacție în viață. Asta au nevoie oamenii. Oamenii n-au nevoie numai de teorie să le turuim la cap. Oamenii au nevoie să vadă cum ne ajută pe noi Biblia când ne pierdem slujba, când n-avem mâncare pe masă, când ne moare cineva în familie, când ajungem bolnavi în spital. Asta au nevoie oamenii să vadă. Asta trebuie să le dăm noi să mănânce. Oamenii au nevoie să-L vadă pe Iisus în viața noastră. Dacă oamenii văd doar niște pocăiți care se îmbracă frumos și cântă duminica la biserică și când i-a lovit primul necas, au tăiat-o, au fugit, nu mai vin nici la biserică, nu mai se duc nici acolo, nu mai fac nici rugăciuni, atunci n-avem ce să le dăm. Când văd prima ofertă pe care le face lumea și le oferă o slujbă, le oferă o viață confortabilă, de vedetă, de nu știu ce, au și plecat? Ce să vadă lumea? Ce putere are Biblia în viața noastră? Ce putere are Iisus? Atunci nu-L vor vedea pe Iisus. Atunci chiar că n-avem ce să le dăm să mănânce. Noi îl avem pe Iisus pentru a împlini nevoile lumii, ca să le dăm să mănânce, cum zice Domnul Iisus aici, ce au nevoie, înseamnă să le deschizi ochii, să înțeleagă calea cea dreaptă. Și pentru asta este mai mult nevoie decât doar de lecții din Biblie, doar să le spunem versetul cu tare, versetul cu tare, versetul cu tare. Este nevoie să ne sacrificăm viața și să ne o punem în slujire, ca ei să vadă pe Iisus în viața noastră, să vadă puterea Bibliei în viața noastră, să vadă cum ne ține nouă de cald credința și cum ne ține nouă de foame credința. Ei trebuie să vadă asta în viața noastră. Și atunci viața noastră trebuie să fie sacrificată pentru slujire. Dacă citiți începutul acestei întâmplări din Marcu 6, la versetul 30, veți vedea că apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Am citit la început. Și El i-a zis, veniți singuri, la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau timp nici să mănânce. Dar n-au mai ajuns să se odihnească. Pentru că mulțimea a venit după ei. Pentru că dacă îl ai pe Iisus și dacă Iisus poate să-ți dea bucurie și putere și ai încredere în viața ta, în orice nevoie, în orice furtună, și lumea vede asta, lumea va veni după tine. Pentru că lumea are nevoie de asta. Lumea are nevoie de Iisus. De acest Iisus care poate să-ți dea biruință asupra neputințelor, asupra spiritelor, asupra nevoilor vieții. Și a venit după ei și ei n-au avut liniște, au stat în continuare cu oamenii. Asta a făcut Iisus. A învățat, a predicat și apoi a trăit ce a predicat. A demonstrat în practică învățătura sa. Și asta i-a dat lui autoritate și putere. Și oamenii veneau la el din cauza aceasta. Ce facem noi însă, ucenicii săi? Are Biblia putere în viața noastră să-i atragă pe oameni? Ce văd oamenii în viața noastră? Trăim noi prin credință sau ne îngrijorăm de ziua de mâine? Este numai teorie ce spunem, să
să nu te îngrijorezi de ziua de mâine. Văd vecinii noștri că trăim prin credință? Sau numai atâta timp cât avem salariul mare asigurat, trăim prin credință? Ce facem dacă ne pierdem slujba? Ce facem dacă ne îmbolnăvim? Ce facem dacă vecinul nostru se mânie pe noi și se ceartă cu noi și suntem nedreptățiți? Cum ieșim din situația aia? Ce văd oamenii în viața noastră? Îl văd pe Iisus? Atunci învățătura noastră va avea autoritate și va avea putere. Dacă Biblia n-are putere să-mi schimbe mie viața, să mă ajute pe mine să fiu credincios la biserică, la cititul Bibliei, la mărturisirea fața celorlalți oameni, nu mă ajută pe mine să fiu fericit chiar dacă nu am mari bogății și dacă nu am siguranța zilei de mâine și dacă nu am o casă. Dacă nu mă ajută pe mine Biblia la lucrurile acestea, păi la ce-i chem pe alții atunci? Ce le promit? Ce să le dau? Aceasta este învățătura practică a Domnului Iisus Hristos. El are putere. Și trebuie ca oamenii să vadă mai întâi puterea aceasta a Lui în viața noastră. Să trăim practic ceea ce învățăm aici. Să-L punem pe Domnul la încercare. Și atunci vom avea putere să atragem și pe alții și să-L arătăm pe Iisus. Iisus este Cel care face asta în viața mea. Domnul să ne ajute la aceasta.